găsit la Sargent Simulator 2013. Bun, să începem. Am făcut și eu transplantul de inimă. Hai să începem. Ce faceți? Lume, bine ați venit la un episod din Sargent Simulator 2013. Bun, deci azi vom afla cum să ucidem pe cineva împreună cu mine. Primul lucru care trebuie să facem este un transplant de inimă, incomplet. După cum bine vedeți, mi s-a făcut poză cu inima, am făcut poză și am postat-o pe Facebook, chiar cu pacientul, adică, uite, am o inimă. Dați like-uri, like-uri și pun această inimă, share și like și pun inima. Dați like și viața lui va fi salvată. Te pătură, nu te lupta cu mine. Nu te lupta cu mine, pătură. Așa! Ești de pe mine! Bună ziua, nenea! Astăzi vom încerca să-ți perforăm storacele cu ce avem noi prin această zonă. Un ciorcan, un perforator de spline, niște bețișoare de urechi, niște briceaguri, un magnetofon, un inim... Ah, ba nu, asta e la McDonald's? Nu, asta e inima, da, se pare că-ți vând inimi la McDonald's, nicio problemă. Se pare că avem un aparat de ras și un... Wow, inelul interfereterează. Luăm ciocanul. Țanpic, primul pas. Nu este list purcat. Bă, frate, am văzut asta într-un film undeva. Trebuie să folosești cana, i-o dai de cap până leșină și după aceea poți face... Nu, e ceasul meu care l-am primit la bunicu! Ne, ceasul ăla l-am primit după ce l-am salvat bunicu dintr-o clădiri, în flăcări. De fapt, dintr-o biserică în flăcări, dar ce contează? Și spargem cutia toracică. Ah, nu mere! Primul lucru care vei face când veți deveni asistenți sau alte chestii, plesniți omul pisti față să fiți siguri că n-are negi. Nu e altceva, e ceva de standard, știți, așa va arăta și respectul, plesnindu-l pisti față, ceva genul. Înțelegeți? Da, dați cu nemiluita, să fiți siguri că simte și că nu, și că nu simte, pardon. Bun, să-i scoatem plămânul de aici. Mai trebuie să... Trebuie o bucată. Păcat. Folosim burghiu. Moare. Oh my god, prind din taraf oare? Fac, frate, nu te du la vali, omul poate vrea să asculte muzică. Vedeți, muzica din manelele îi strică viața. Ați văzut-o la damage. Uite, o pierdut din viață. Inimă. Nu, bă, leu, chiar cade. Dă-te fă de acolo, oprește muzica asta satanistă, Doamne Dumnezeule. Asistentă. Nu-ți face griji, Bob, o să te salvăm! Nu l-am scos și... Hage inima, nu te lupta cu mine! N-ai zis că am scos inima. Am scos-o.
după ce ați pățit, v-a lovit un tir. Ah, da, înțeleg, înțeleg. Iar tirul nu... tirul, ce-a pățit tirul? Aha, să înțeleg că și el este la operație, tirul? Da, nu-i nicio problemă, domnul. Repar eu orice. Eu, am reparat și televizorul bunicii dumneavoastră odată. Nu știu dacă mă știți, sunt tipul cu duba care a venit. Când erați dumneavoastră mic, am venit cu duba, ajungam la bombani. Și dumneavoastră erați ceva genul, bombani, oh my fucking god, bombani, bunica de voi să mă duce bombani. Și bunica ta era ceva genul, nu. Și eu eram ceva genul, hai tanti, ce bombani frumoase am aici, așa. Nu vreți ca băiatul dumneavoastră să mângâie și mie bombanile? Asistentă! Stați un pic. Doamna asistentă, dați-mi inima. Vă mulțumesc frumos. Este! Surgery complete! Și-am luat un B! De la băsist! Hei, l-am ucis? Ce o să le spun copiilor lui? Nu a avut copii, că era gay. Daddy Tris. L-am ucis brutal încă. Back to my man. M-am descurcat. Cât o durat? Cred că 2 minute. Hei, totul revine la normal. Deep Dungeons of Doom. N-avem nevoie de căcaturile astea că am ucis un om. Meee. Ok, deci sper că lecția de cum să ucideți un om cu Dex a funcționat. Deci mulțumesc mai mult, dat. Nu uitați, comentați, subscribe, like, favorite și dați mai parte acest video dacă v-a plăcut. Toată lume!